fi decis pe loc, practic, să inițiem un proiect de lege prin care să reintroducem în circuitul economic și social o serie de, să zicem, componente, unități de aer condiționat, frigidere, în general electrocasnice, care au un grad redus de uzură, care pot fi reparate și care, din păcate, în acest moment sunt transformate în deșeuri, sigur, sunt recuperate anumite materii prime, dar credem noi că în situația actuală, o mare parte din aceste electrocasnice pot fi reintroduse în circuit economic și refolosite. Proiectul de lege îl gândim săptămâna asta, săptămâna viitoare, vrem să și depunem acest proiect la Senat, pentru că mi se pare extrem de important ca, iată, o sursă importantă să poată reintra în economie cu costuri minime.